Ora 17 începe a treia oră de politica zilei. Sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc foarte mult că ați rămas aici pe B1 TV. Discutăm ora aceasta despre a treia încercare pe care o face guvernul să modifice taxa pe boală. Ne-au zis că vor fi taxate concediile medicale doar pentru boli obișnuite. Deci, practic, guvernul României stabilește că ești bolnav obișnuit, că suferi de o boală obișnuită sau că e o boală gravă. Uitaseră de bolnavii cronici, ba mai mult decât atât. Circa 100 de zile, pacienții oncologici, urgențele, mamele cu copii bolnavi au fost taxați cu toții cu acest 10% pe care guvernul consideră contribuție. În realitate este o taxă din care guvernul face bani. Deși ni s-a spus zilele trecute că s-a scos această taxă pe boală, ce să vezi, ieri domnul Rafila zicea că încă se lucrează, încă se croșetează, domne, acolo. Abia aștept acum, cred că în vreo oră, începe ședința de guvern să zică domnul Ciolacu cum ne dă el nouă facilități fiscale. Vă dați seama, deci întâi te taxează pe boală și după aia în cinismul și ticăloșia lor dau scutiri oamenilor bolnavi, facilități fiscale, nu? Că tot le-au scos pe alelalte unde conta, acum le dau la bolnavi. Așa ceva nu există nici în triburile alea pe care nu le-a descoperit încă nimeni, să taxezi bolnavul de cancer. O să vă arăt în această a treia oră de politica zilei și cum arată un sondaj interesant făcut mai degrabă în zona digitală pentru alegerile europarlamentare. O foarte mică diferență între coaliția PSD și PNL, Dreapta Unită, AUR și Partidul Dianei Șoșoacă pe la 8%. Ceva interesant, soțul doamnei Diana Șoșoacă, ci că e și el candidat independent, a publicat Becu astăzi lista de partide de candidați independenți. Acum, dom'le, de unde sunt, dom'le, toate bazele astea de date ale statului din care copiază oamenii ăștia? Datele noastre personale se duc cu ele ca semnături. L-a văzut cineva pe Silvestru Șoșoacă? Pe unde aduna semnăturile astea? În jurul casei doamnei Șoșoacă cu brățara aia prins la picior? Este o batjocură infinită, mai ales la nivelul candidaturilor de la București. O să vă arăt așa cum v-am promis în această a treia oră și ce se întâmplă peste Prut, pentru că e foarte multă tensiune și în Găgăuzia și în Transnistria. Tiraspolul vorbește despre un război mondial în cazul în care Transnistria încearcă reintegrarea. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră de la această a treia oră în platou alături de mine, de la PNL, domnul Cosma, deputat de satul mare, bun găsit, mulțumesc foarte mult! Bună seara, mulțumesc de invitație! De asemenea, printr-o legătură video, îi mulțumesc foarte mult lui Emilian Isăilă, mulțumesc Emilian, de la Spot Media. Ne auzim, Emilian? Mulțumesc, bun găsit. Ioana, pentru invitație, bună! De asemenea, din partea USR, Dreapta Unită, eurodeputatul Vlad Botoș, mulțumesc foarte mult! Bună ziua, mulțumesc. Și ni se alătură Marius Luican, expert cercetare de piață, mulțumesc de asemenea foarte mult. Domnule deputat Adrian Cosma, e a treia încercare pe care o face guvernul să elimine taxa pe boală, dar nici de data asta nu, ci că nu e complet, că rămân bolile obișnuite, așa a spus purtătorul de cuvânt al guvernului, că se va plăti 10% pentru concedii medicale pentru boli obișnuite. Bine, măcar că se scoate la pacienții cronici, dar de ce rămâne totuși în vigoare această taxă? E clar că aici va trebui domnul Rafila să stea de vorbă cu asociațiile pacienților și e clar că trebuie găsit o soluție să nu existe discriminări. Pentru că acum aici, într-adevăr, și aici vă dau dreptate, e greu să stabilești care boală, în ce funcție, poate este mai gravă sau mai puțin gravă. Sigur că cele cronice acolo e o chestiune clară. Dar ceea ce se face astăzi sau urmează să se facă astăzi în ședința de guvern este un pas. Este bine că se face pentru că este clar că acolo, în cazul bolilor grave, să spun așa, acolo nu există discuții. Nimeni nu stă în concediu de plăcere și nici de bucurie acasă că nu vrea să meargă. Ar prefera mult să meargă la servici decât să stea să sufere. Dar e un pas. E clar că trebuie descurajat fenomenul. Aici trebuie să fim de acord pentru că eu discut cu, și poate și dumneavoastră și colegii de platou discută cu mulți antreprenori care în anumite momente ale anului toată lumea este bolnavă. Atunci când au de făcut activități prin grădină, când au activități, campanii agricole, la fel, toți sunt bolnavi. Deci aici trebuie puțin asta, descurajat acest fenomen. Stați un pic, de n-avem instituții de control pentru asta? De ce trebuie să taxăm pe toată lumea? E clar că avem Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate, da, ar putea interveni aici și ar trebui să fie controle mult mai aplicate, dar vedeți dumneavoastră, atunci când faci controlul e ca și atunci când mergi la pescuit, nu prinzi toți peștii. E clar că fenomenul trebuie să fie
ținutul sub control. Și nu trebuie încurajat, adică dacă stai acasă, e clar că nu consumi. E clar că nu poți să ai aceleași pretenții, să ai același salar ca cel care dimineața se trezește la 7, trebuie să-și pună micul dejun, să-și pună mâncare cu el sau trebuie să-și cumpere mâncare pentru drum sau bilet de autobuz. E diferit puțin. E clar că atunci când stai acasă, beneficiezi de tratament medical, pentru că asta este clar, dar nu poți să primești, oarecum e o discriminare, adică e o chestiune care merită mai multă atenție. Nu poți să ai același salar atunci când stai acasă și atunci când ești la domiciliu pentru că ești răcit sau ai o altă... Știți ce problemă majoră am eu? Nu există în spațiu public din România, nici în instanțe, nicăieri, nicio dovadă de fraudare acestor concedii medicale. Eu nu zic că ele nu există. Dar nu există. Deci s-a plecat de la ideea că doar pentru că sunt multe, trebuie să instituim o taxă pe ele, Vlad Botoș. Nu știu dacă mai există așa ceva în alte state, dar nu te întreb neapărat din poziția de eurodeputat. Întreb așa, domnule, ca om care se uită, ca politician. Doamne, nu putem să spunem acum că toți sunt hoși, și medicii, și pacienții, și bolnavii, toată lumea. Pentru că multe din aceste concedii medicale fraudate, despre care spune statul că știe el sigur, dar n-are nicio dovadă, da, se întâmplă mai degrabă la stat decât la privat. Că pe la privat nu prea poți tu așa să lipsești cu totul, că la un moment dat nu mai vii deloc, că nu mai ai unde să mai vii. Doamna Constantin, exact acest subiect l-am mai dezbătut la dumneavoastră în emisiune atunci când guvernul încerca pentru prima oară să scoată această taxă de boală. Vedem această bâlbâială, am ajuns la a treia încercare. E clar, deficitul a crescut enorm, este la 2% pentru primele 3 luni. Inflația este din nou la o cifră, cea mai mare cifră din toate statele membre ale Uniunii Europene, dintre toate cele 27 de state din Uniunea Europeană. Și această taxă pe boală trebuie scoasă cu totul, nu doar parțial. Scoasă pentru toți părinții cu copii bolnavi, indiferent de diagnosticul acestora, pentru toți bolnavii, pentru că 10% mai puțin nu descurajează cu nimic pe cel ce își ia concediu medical degeaba, dar îi afectează fix pe cei care trebuie să cumpere medicamente. Și de la intrarea în vigoare a acestei taxe pe boală, guvernul Ciolacu a încasat 30 de milioane de euro și va încasa și în luna aprilie câte 500 de mii de euro pe zi, până când noua ordonanță de urgență va intra în vigoare. Și tocmai de aceea nu se scoate această taxă, pentru că guvernul își face niște calcule și văd foarte clar câți bani acumulează. Acum, această poliție a bolnavilor, să zic așa, eu vin din mediul privat, am fost director de fabrică și știu foarte bine cât la sută dintre angajații care lucrau pentru compania pe care o conduceam aveau concediu medical. Să știți că eu nu vorbesc așa doar să se facă la modul impersonal. Eu am făcut, adică am făcut astfel de solicitări în care au fost verificați oameni, au fost verificați medici de familie, dar niciodată nu am putut să generalizez asta cum a făcut-o domnul Ciolacu. Adică toți medicii de familie dau concedii medicale, nu știu, așa foarte lejer, sau mă rog, toți angajații își iau concedii medicale. Am mai zis și că suntem un popor bolnav. Dar ce să vezi? A zis șefa Casei de Sănătate că românii chiar sunt bolnavi. Asta pentru că avem o calitate a vieții foarte proastă, pentru că totul e scump, veniturile sunt mici, e multă poluare de asemenea. Adică probabil că oamenii, mulți dintre ei, sunt bolnavi. Emilian Isăilă. Dar doamna Constantin, acești oameni sunt plătiți exact pentru aceste lucruri, adică să afli și să vină cu soluții, nu să se plângă la televizor sau să spun așa la modul impersonal, doamne, să se facă, să se verifice. Emilian Isăilă, am mai vorbit despre asta. Doamne, dacă tu ca stat nu ești în stare să descurajezi o practică sau să prinzi hoțul, nu înseamnă că toți suntem hoți. Da, în primul rând, în opinia mea, aici cu această taxă de 10% pe concediile medicale e o problemă juridică. Ideea e că plătești impozit peste un impozit, pentru că banii de concedii medicale vin din banii de asigurări, din fondul asigurărilor de sănătate. Deci ăștia sunt niște bani pe care sunt colectați de la salariați lună de lună. Deci aici este o mare problemă. Nu are nicio legătură. În opinia mea, chiar această taxă, cred că am mai spus-o la tine în emisiune, dacă nu mă înșel, poate să încurajeze și să apară un număr și mai mare de concedii medicale, pentru că guvernul îi va conveni să ia această taxă de 10%. Ideea că sunt niște bani pe care ia încă o dată. Sunt bani pe care ia de două ori. Adică
plătește asigurări de sănătate și după aceea când omul are o problemă de sănătate, concediu medical și ar trebui să-i fie plătit indemnizația respectivă, îi mai iei încă 10%. Păi, nu mai bine mărești asigurările de sănătate în cazul ăsta. Iar acest fenomen cu mulțimea de concedii medicale care, în fine, apar în sezonul agricol și, sau în alte zone industriale unde oamenii intră în concediu ca să rezolvă treburile de pe acasă, asta este o problemă legală, o problemă pe care avem instituții care se ocupă de lucrurile astea. Adică nu poți să faci, să repari o ilegalitate printr-o taxă. E o nebunie totală asta. Iar faptul că au o problemă de legalitate cu această taxă mi-arată că se muncește de foarte, foarte mult timp la ea, să o facă, să o coafeze, să mai dea la unii, la alții și așa mai departe. Nu știu dacă, în fine, trece de filtrul Curții Constituționale și pot să... Ba trece orice la Curtea Constituțională. A, în fine, îmi dau seama, ea trebuie, oricum este, ea dacă va fi atacată în instanță sau cumva, nu va trece, că n-ai cum. Primul rând este principiul dublei impozitări, care nu este acceptat nicăieri în lume. Domnul Enache de la Curtea Constituțională n-are, domnule, probleme de astea de loialitate față de Constituție sau față de popor, cum trebuie să aibă o Curte Constituțională și judecătorie. Domnul Enache, fost consilier al domnului Iliescu, care e investigat pentru crime împotriva umanității, un pic așa legat de mineria de 89, da? Domnul Enache ne-a zis că dacă guvernul i-a zis că trebuie să strângă mai mulți bani, nu contează ordonanțele alea pe fiscalitate. Ei, la curte acolo execută, nu întreabă, nu pun întrebări. Că așa e, a ajuns la cât are, cât avea, 40 ceva de mii de lei avea salariu. Bine, domnule lui Can, deci oamenii ăștia nici măcar nu mai sunt interesați că pierd puncte electorale? Atât de mare e goana după bani de adunat la bugetul de stat? Mai ales dacă ea este îmbrăcată după aia în niște facilități date anumitor categorii. Deci trebuie să fim foarte clari la ce ne uităm în momentul ăsta. Ne uităm la o presupusă infracțiune, da, la un curt, da, în care guvernul vine și spune: domne, noi știm că se fură foarte, foarte mult, dacă ne dă și nouă parte din acea sumă, suntem ok cu procesul. Deci cam asta este această taxă și din acea sumă, dacă ne dau numai cei care fură, dacă ne dă toată lumea, aici este o foarte mare problemă. Pentru că incidența acestei fapte probabil că nu este nici măcar pe departe atât de ridicată cât se speculează. Și în momentul ăsta, pe toți cei care sunt bolnavi, și să nu uităm că cineva în momentul în care e bolnav are niște costuri suplimentare, are niște medicamente care au ajuns să coste aproape incredibil de mult, niște tratamente medicale. Ori vă dați seama, pentru toți cei care sunt în această situație, să zicem că ar fi 90% oameni cinstiți, și eu cred că sunt foarte mulți cinstiți, pentru că se întâmplă ca 10% sau se suspectează că 10% își folosesc acest instrument al concediului medical în mod nejustificat, guvernul zice: îmi dați toți câte 10% și eu atunci las procesul să se deruleze ca și până acum. Asta este. Da. Vedem ce se întâmplă la ședința de guvern de astăzi. Cine va rămâne să mai plătească în continuare cei 10% taxă pe boală? Cum vă spuneam, așa ceva eu cred că nici în triburile alea nedescoperite nu s-a gândit nimeni, să ia bolnavii, să-i pună, să facă ceva suplimentar, că au ei nevoie de mai mulți bani. Constantin, dar trebuie spus faptul că de pe vremea domnului Băsescu s-a introdus acest control al concediilor medicale și al ajutoarelor sociale. Și rezultatul, din păcate, da, nu a fost cel scontat. Adică nu s-au identificat suficiente situații de acest gen. Eu, sigur că discut foarte mult. Bine, nu cred că președintele instituie astfel de controle, dar poate ne... Nu, vă spun, da, poate vine ca să Iohannis, da, vă ca spun să-mi dați ca un moment să... Să ne putem da seama, adică destul de mult timp a trecut de când s-a instituit această măsură. V-ați gândit poate altceva? Poate v-ați gândit că nu sunt concedii medicale false? Adică v-ați gândit că poate avem o populație foarte bolnavă? Eu sunt convins că majoritatea nu sunt false. Eu de la premisa asta pornesc. Păi bun. Dar în același timp aflu de la antreprenori, de la cei care au mici afaceri, de exemplu fabrici, care se bazează în anumit
moment al anului pe muncitori și ei nu pot, pentru că vin cu o fișă medicală, spun sunt bolnav. Și ei sunt la munca câmpului. Nu e o problemă că până la urmă oamenii ar vrea să-și ia concedii, că lucrează. Dar problema este că este afectată economia. Dar dumneavoastră știți că primele zile le plătesc angajatorii. Adică primele trei zile sunt plătite de angajatori. Așa, de la treia zi încolo. Da, măcar știți că tot și după aceea își recuperează. Da, că tot l-ați amintit pe președintele Băsescu. Dom'le, măcar s-au instituit niște controle, măcar s-au tăiat niște pensii speciale. Da, dar dumneavoastră nu văd niciuna nici alta. Bine, hai să vedem sondajele ce zic. O mulțime de sondaje, toate tipurile. Deci, practic, ce vreți? Avem de toate. Depinde. Le avem și pe alea cu 40% la piedone, le avem și pe alea cu 20% la 30% la PSD. Ăsta este un sondaj Atlas Intel al Digi, care zice că alianța PSD și PNL 31,6%, Dreapta Unită 24,6%, AUR 19,9%, SOS-ul Șoșoacă 8%. Mă rog, UDMR-ul nu trecea pragul ăsta. Cred că asta ar fi singura veste bună pentru domnul Cosma din sondajul ăsta. Bun, e un sondaj bazat mai mult pe zona digitală, desigur, dar sondajele noastre cum arată, domnule Cosma, pentru europarlamentare? Trebuie spus și să fim conștienți de momentul în care ne aflăm. E clar că încă partidele care totuși au o forță și structuri, încă nu au intrat în campanie electorală. Aceste partide încă nu au putut arăta forța pe care o au. Pentru că, e clar, vorbim de Partidul Național Liberal cu 1300 de primari, Partidul Social Democrat cu 1000 și vreo 600 de primari. E clar că forța acestor partide este destul de mare, cu oameni în administrație care fac treabă. Cel puțin pot să vorbesc despre colegii din Partidul Național Liberal, despre primari și președinți de consilii județene care fac treabă bună prin județele care le păstoresc. Și de aceea încă acest sondaj nu este relevant. Încă de-abia acum a început pre-campanie, adică suntem cu două luni înainte de ziua alegerilor. Plus faptul că acest sondaj a fost făcut doar pe zona de online, e exact acolo unde Dreapta Unită, USR-ul, are cei mai mulți simpatizanți. Eu sunt convins că dacă am aplica acel procent de populație care trebuia să fie intervievat în cazul unui sondaj făcut temeinic, pe stradă, probabil sondajul pentru alianța PSD-PNL era undeva la peste 45%. Noi am văzut și cu 52-53 la sondaje pentru coaliție. Care ar fi adevărul? E la mijloc, undeva în jur de 40, pentru că am văzut că vă propuneți cel puțin 20 de mandate. Eu cred că este undeva peste 45% în momentul de față pentru europarlamentare și asta pentru simplu fapt că aici cele două partide au maturitatea de a judeca și de a avea un scop comun în Europa. Până la urmă, în Europa reprezentăm România și cred că trebuie să ne luptăm pentru fonduri europene, trebuie să ne luptăm pentru comunitățile noastre care trebuie să se dezvolte. Cred că ăsta este principalul scop și ăsta a și fost scopul pentru care această alianță, chiar dacă este din punct de vedere ideologic contra naturii, în momentul de față conferă această posibilitate ca România asta să aibă cu ideologia o stabilitate. Nu mai interesează pe nimeni, dar ați spus că ați făcut, ați spus, declarațiile liderilor, această alianță și împotriva extremismului, împotriva AUR și șoacă, mă rog, și toți ăștia la alții. Întrebarea este dacă AUR-ul e în continuare pe la 20%. Și e. Asta. Dacă doamna Șoșoacă e posibil să treacă pragul. Cam ce am rezolvat? Că tot împreună sunt 25% cel puțin, pe redistribuire 30%. Mie mult mai simplu să vorbesc despre ceea ce poate să facă această coaliție și această coaliție pentru Parlamentul European, decât nu cred că este împotriva cuiva. Această coaliție nu este împotriva așa cuiva. Așa au anunțat. N-au spus că e împotriva extremismului. Așa ni s-a spus. De asta vedeți noastră, acțiunile doamnei Șoșoacă sunt total deplasate și eu încă n-am putut să rețin nimic coerent din ceea ce propune doamna Șoșoacă. Deci e clar că nu avem cum, nici măcar nu am ce să comentez legat de doamna Șoșoacă, de brățara lor și de ordinele de protecție mai nou, care este efectiv o rușine ceea ce se întâmplă în zona aceea și nu aș vrea să intru în această. Este clar că trebuie să oferim stabilitate. În momentul de față este nevoie de stabilitate pentru că foarte mulți români sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, aici la câțiva pași de noi și cred că în momentul de față soluția este această coabitare, chiar dacă din punct de vedere ideologic nu se potrivește cel mai bine. Marius Luican, cu experiența pe care o aveți în cercetări de piață, cum vă uitați la acest sondaj ultim pe care îl prezintă Atlas Intel? De data asta, întâmplarea face că vă răspund chiar în cunoștință de cauză, pentru că cu un an de zile în urmă am cunoscut această campanie.
Ca să fie clar, eu dețin o astfel de companie, așa că, chiar dacă noi nu facem politic, da, așa că aș fi tentat să-i atac și eu, să spun, domne, nu e în regulă ce fac ei acolo în online, cum ai auzit comentarii. Vreau să vă spun că e chiar spectaculos ce fac băieții ăștia. Din câte am văzut, sunt doi parteneri de absolvenți de Harvard, amândoi, dintre care unul dintre ei este român. Au o metodologie în care, domnule deputat, există niște ponderări foarte eficiente pe care le fac, pe care au niște soluții extrem de inovative. Modalitatea de colectare este una atipică. Nu vorbim despre modalitate de colectare online așa cum ne-am obișnuit, pe paneluri de respondenți, nu intru foarte multe detalii tehnice. Deci, trecând așa o linie, în primul rând ce aș vrea să spun este că eu am încredere în acest sondaj și în metodologia acestor tip de la Atgest Atlas, care a apărut așa în presa românească. Întâmplarea face că i-am văzut odată într-o întâlnire acum un an de zile. Și am văzut metodologia. Acum, referitor la rezultate, după punctul meu de vedere, se face rezultatele nu sunt surprinzătoare, pentru că se face o decantare a bazinelor electorale. Dacă ne uităm ceea ce îi se întâmplă PNL-ului, se întâmplă exact de ce a fost teamă. Păi se întâmplă. Adică este asimilat cu PSD-ul, într-o oarecare măsură tot electoratul autentic de dreapta se duce încet, încet, se scurge prin găurile acestei alianțe și se duce la această alianță de dreapta, care, pe măsură ce timpul trece și ne apropiem de exerciții electorale, are toate șansele să crească dacă USR-ul, Partidului Orban și cine mai face parte din această alianță. PMP, USR, Forța Dreptei. Deci dacă ei fac ceea ce este corect să facă, dacă remaniază niște, hai să zicem așa, sau schimbă niște lideri care au legătură cu niște momente ale trecutului care au fost traumatizante pentru români, mă refer la pandemie și așa mai departe, au toate șansele ca acest proces, în primul rând, pe acele segmente de alegători de la Partidul Național Liberal să curgă în continuare către ei, pentru că vasele comunicante ale acestor bazine electorale așa funcționează. Un alt lucru foarte important pe care vreau să-l spun, l-am mai spus în trecut, această alianță PNL-PSD, conform tuturor sondajelor și tuturor interpretărilor acestor sondaje, nu elimină și nu diminuează procentele partidelor extremiste, ci mai degrabă tinde să le crească. Adică efectul este exact invers. Emilian Isaila, că în continuare văd că și Șoșoacă e peste prag aurului tot pe acolo. Da, Ioana, ce vreau să spun, aș vrea să-l completez pe domnul Lucan, să confirm tot ceea ce a zis, da. Nici eu nu-i cunosc de la Atlas Intel, dar datele lor au fost întâmplător. Am participat la o prezentare a unui studiu calitativ, un singur sondaj de studiu calitativ făcut în România în această perioadă, făcut de IRES, și acel sondaj făcut pe 7 focus grupuri de populație care sunt din zona neutră, nedecisă, arată exact același lucru. Adică confirmă datele acestui sondaj cantitativ. Deci acolo, una dintre concluziile acelui studiu era faptul că alianța PSD-PNL nu a modificat nimic din, hai să zic eu, această polarizare anti-PSD din România. Adică PNL s-a dus degeaba alături de PSD ca să îmbunătățească imaginea, pentru că polarizarea PSD-anti-PSD a rămas bine mersi în toată țara, pe toate segmentele sociale. Și acesta este motivul pentru care Alianța de Dreapta Unită tinde să crească în sondaj. E adevărat, exact ce spuneai și tu, ca să-ți răspund la întrebare, nu ai cum să blochezi, adică dacă unești două partide care cumva ocupau o mare parte din spectrul politic stânga-dreapta, nu, dacă îi unești, nu ai cum să blochezi forțele extremiste. N-ai cum, pentru că nu vii cu nimic, cu niciun antidot. Nu. Poți să blochezi forțele extremiste dacă vii cu un program sau cu un anumit tip de discurs care
poate să capteze atenția celor care sunt enervați și să vor să voteze antisistem și sunt enervați pe coaliția altfel, de guvernare. Altfel crești șansele acelor partide. Vlad Botoș, la voi, la Dreapta Unită, cum arată cifrele? Și nu doar ale voastre, mă interesează și... Avem și noi sondaje, da. Sondajele noastre interne, însă nu le vom face public. Practic sunt niște instrumente în care ne calibrăm mesajele, în care construim strategie, însă nu am să-l completez pe domnul lui Can sau pe domnul Iseil. Au explicat foarte bine din punct de vedere tehnic și eu știu că această companie are o credibilitate foarte, foarte mare. Iar cel mai bun sondaj de opinie este ziua votului. Iar eu am fost în stradă în ultimele 3 săptămâni, am strâns cu mâna mea în stradă, cu mapa, cu pixul în mână, câteva sute de semnături bune, am strâns în total 530.000 de semnături în alianță, adică am văzut tot acest vibe al cetățenilor și vă spun, este o mare lehamite de tot ce înseamnă PSD-PNL. Este clar că în politica românească niciodată 1 plus 1 n-au făcut 2, au putut face 3 când s-au unit forțele de dreapta în 96, în 2004, dar pot să facă și 1, adică 1 plus 1 pot să facă 1 sau chiar mai puțin de 1. Noi am construit acest proiect Dreapta Unită, eu cu Eugen Tomac de 2 ani de zile discutăm despre asta, liderul nostru Cătălin Drulă împreună cu Ludovic Orban și cu Eugen Tomac au gândit acest proiect tocmai să arătăm că există o alternativă modernă La tot ceea ce s-a întâmplat în acești ani. Alternativa nu este așa cum încearcă PNL-ul și PSD-ul să ne o picteze extrema și da, sigur, extrema a crescut din cauza acestor crize succesive pe care le-am trăit în ultimii ani, însă noi am vrea foarte mult să vorbim despre pașii concreți pe care îi oferim. Noi facem asta, noi mergem cu cei 12 pași. Sper că o să avem și dezbatere electorale. Mulțumesc mult invitaților, mergem să-l ascultăm pe Klaus Iohannis, declarații de la Vilnius, summitul celor 3 mări. Interes global crescut pentru această inițiativă, iar pentru noi care facem parte din inițiativă, se deschid noi și noi căi de colaborare cu spații care poate nu sunt așa ușor accesibile pentru unii dintre membrii inițiativei. În fine, este acesta al 9-lea summit și urmează al 10-lea summit care se va desfășura anul viitor în Polonia. Noi toți ne-am exprimat speranța că summitul de anul viitor va aduce și noi rezultate foarte concrete pentru statele care au intrat în această inițiativă. Cam acestea au fost concluziile pe care am putut să le trag din acest summit. Dacă aveți întrebări, poftiți! Ucrainei Volodymyr Zelensky. Acesta a anunțat că a participat la summit cu obiectivul principal de a informa despre situația din Ucraina și a obține sprijin. Sunt tensiuni majore peste Prut, în Găgăuzia, Transnistria. A fost Maia Sandu în Găgăuzia, acolo unde au fost proteste anti-românești. De asemenea, liderul de la Tiraspol vorbește despre începerea unui război mondial în cazul în care se încearcă reintegrarea Transnistriei. Alături de noi, doamna Ana Guțu, fost parlamentar în Republica Moldova. Bună ziua, doamna Guțu! Ce se petrece acolo și în Transnistria și în Găgăuzia? Este o activare a mișcărilor separatiste. Desigur, mâna Moscovei este evidentă implicată în această activare. În același timp, se creează impresia că autonomia găgăuză cumva devine mai periculoasă decât regiunea separatistă din stânga Nistrului, pentru că se află în interiorul Republicii Moldova, și banii continuă să vină în această autonomie pe căi ilegale. Se încearcă, deci asta și este războiul hibrid declanșat, se încearcă deturnarea și rezultatului referendumului, este luată pe sus și actuala guvernare în frunte cu Maia Sandu, discreditarea președintei Republicii Moldova în ajunul campaniei prezidențiale intră
în planurile Kremlinului pentru a destabiliza situația din Republica Moldova. Maia Sandu a avut o lecție publică la Universitatea din Comrat. A dorit să se întâlnească și cu primarii din această autonomie, dar ei au boicotat întâlnirea, cu excepția a patru primari. Prin urmare, există oameni totuși întregi la minte. E vorba de primarul Comratului Atanasov și primarul orășelului Ceadărlunga, Topal, care au venit la întâlnirea cu Maia Sandu. Totuși au participat la acea întâlnire. Găgăuzii niciodată n-au fost în consens cu dorințele pro-occidentale ale guvernărilor de la Chișinău. Mereu a jucat cartea Moscovei. În același timp, din cauza faptului că, probabil că, eu consider părerea mea personală, probabil că toate guvernările au fost foarte tolerante cu această autonomie teritorială administrativă și i-au permis să se segregheze. Cumva nu s-a pus accent pe învățarea obligatorie a limbii române, nu s-a creat un mediu politic favorabil occidental în acea zonă și asta este vina politicienilor de la centru. Această micuță autonomie a fost ignorată și i s-a permis să-și facă de cap, și iar liderii politici care au jucat cartea separatistă nu au fost pedepsiți conform codului penal și conform legislației Republicii Moldova. Este și soarta Bașcanii Găgăuzierii Evgenia Guțul, care Bașcană a fost învinuită de utilizarea ilegală a fondurilor străine și mituirea alegătorilor, dar în privința ei dosarul e pe linie moartă, nu se știe nimic. E an electoral, continuă probabil provocările acolo. Mulțumesc foarte mult, Ana Guțu a fost alături de noi. Scurtă pauză, ne întoarcem. Surpriză de la Biroul Electoral Central, Silvestru Șoșoacă, soțul Dianei Șoșoacă, va candida independent la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Pare că a depus 100.000 de semnături trebuie pentru o candidatură independentă. Soțul Dianei Șoșoacă în plin scandal cu senatoarea după ce a purtat și brățară din aceea cu ordin de protecție cerut de Diana Șoșoacă. Mai mult decât atât, există în acest moment o condamnare în ceea ce îl privește pe Silvestru Șoșoacă după ce a intrat în conflict cu jurnaliștii din Italia la începutul carierei Dianei Șoșoacă. O să vedem ce campanie interesantă va fi aceasta între Silvestru și Diana Șoșoacă. Politica zilei a ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Vă așteaptă imediat colegii mei să aveți o seară liniștită pe mâine.